CSN Vodare a participat timp de 5 zile la turneul de rugby în 7 Belgrad Winner 2012. Organizatorul competiției a fost clubul belgradean RC Pobednik. În final, echipa pregătită de antrenorii Cornel Suciu și Cristian Husea a ocupat locul 3, fiind devansată de formația scoțiană Heritas și de gazdele de la Pobednik. Performanța este meritorie dacă ținem cont de participarea selectă de la acest turneu, unde au fost prezente echipe din Serbia, Scoția, Elveția, Bosnia, Austria și Italia. CSN Vodare a fost singura echipă românească prezentă la turneu. Dobrogenii au deplasat un lot alcătuit din 12 rugbiști însoțiți de antrenorii Cornel Suciu și Cristian Husea. Dificultatea turneului a fost sporită de terenurile tari și canicula prezentă pe toată durata competiției. Participarea echipei năvodărene a fost posibilă grație implicării primăriei Năvodari, care sprijină efectiv clubul sportiv în derularea activității sale.